În cadrul zilei programului de aniversare a Zilei Europei, coordonat de colega noastră, doamna conferențiar Mirela Minică, Universitatea din Reșița desfășoară astăzi, în 9 mai și mâine, în 10 mai, o serie de activități, o serie de manifestări. Astăzi am început cu prezența unui grup de peste 40 de tineri venit din diferite țări ale Uniunii Europene, tineri voluntari, care pentru o perioadă de peste o săptămână vor fi la Reșița și astăzi sunt găzduiți de universitate, unde participă la un curs de instruire și exemple de bune practici în domeniul antreprenoriatului. Apoi programul continuă cu o serie de manifestări în care, dedicate Zilei Europei, în care sunt implicați, pe lângă studenții și cadrele didactice ale universității, și elevi din diferite licee din oraș. Poate cu ceva timp în urmă, programul de manifestări aferent Zilei Europei părea unul care nu trebuia atât de intens trăit, deoarece drumul european și construcția Uniunii Europene era irreversibilă. Iată că evoluțiile din ultima perioadă sau din ultimii ani chiar ne arată că toate aceste activități menite să evidențieze valorile europene, apartenența europeană și spiritul european au devenit din nou actuale, sunt poate la fel de necesare cum au fost la începutul construirii acestei entități. Și iată, mă bucur că și Universitatea Reșițeană participă prin genul acesta de acțiuni și se poate adresa, iată, direct elevilor și studenților, tinerilor care urmează să trăiască și să construiască Uniunea Europeană. La mine merge? În regulă. Astăzi sărbătorim la Universitatea Eftimie Murdu din Reșița Ziua Europei, 9 mai, a doua ediție a unui festival județean pe care l-am inițiat anul trecut. Anul acesta acțiunile sunt și mai multe și se vor întinde pe două zile, 9 și 10 mai. Astăzi, 9 mai, avem acțiuni cu tinerii. Avem prezenți 50 de tineri din 7 țări europene, elevi și studenți, elevi de la Colegiul Economic al Banatului Montan, Colegiul Național Traian Lalescu, Colegiul Diaconoviștiți, Colegiul Mircea Eliade și Traian Vuia, care vor participa la acțiunile pe care le organizăm în incinta universității. Acum am terminat o prezentare a ceea ce înseamnă un plan de afaceri pentru tinerii din proiectul derulat de Nevo Parodimus, cei din străinătate despre care v-am vorbit. Urmează să se întâmple un joc în curtea universității, urmează o evaluare a posterelor. Fiecare echipă mixtă formată din elevi și studenți au realizat niște postere în care au prezentat câteva informații generale despre fiecare țară din Uniunea Europeană și despre relațiile dintre România și țara respectivă, relații comerciale, politice, sportive, culturale. Urmează concursul Europa te cunosc, în care ei vor fi evaluate cunoștințele lor în legătură cu țările din Uniunea Europeană. Apoi, în Campus Cafe, vom derula un concurs numit Jocul Regiunilor. Vor fi iarăși împărțiți pe 5 echipe și vor învăța lucruri despre regiunile europene și la final vom avea o dezbatere, optimiști, pesimiști și, să zicem, sceptici în legătură cu viitorul Uniunii Europene sub denumirea Europa Tinerilor. Mâine, în 10 mai, activitatea continuă. Ne vom adresa de data aceasta adulților, să zicem așa, și anume reprezentanților administrațiilor publice, societății civile, ONG-urilor, cadrelor didactice din preuniversitar și universitar și altor specialiști din
accesare fonduri europene, care vor participa la o expoziție a produselor finale ale proiectelor cu finanțare europeană derulată în 10 ani în Uniunea Europeană pentru România, și apoi va fi o dezbatere pe tema accesului la fondurile europene, oportunități și perspective. Desigur că astăzi, 9 mai, numărul participanților este evaluat în jur de 150-200 și mâine în jur de 50 de participanți, așa că sărbătorim cu adevărat Ziua Europei într-un mod european și 10 ani de integrare a României în Uniunea Europeană. Elevii de la Colegiul Național Adrianescu au pregătit un stand cu obiecte reprezentative ale proiectului nostru de suflet, Da Our Hope, Da Our Home. Ce înseamnă pentru tine, sunt 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, ce înseamnă pentru tine? Pentru mine, la vârsta pe care o am, în primul rând Uniunea Europeană înseamnă un cumul de valori morale, și întâi de toate mă inspiră principiul de unitate și aderarea României la Uniunea Europeană sugerează că tindem spre această valoare de unitate. În Europa se văd tot mai multe semne de euroscepticism. Crezi că vor, sau unde crezi că ajunge Europa? E destul de mult ce mă întrebați, dar eu, în ciuda tuturor acestor evenimente, sper că, dincolo de aspectele politice, va rămâne moralitatea. Ce înseamnă Uniunea Europeană pentru tine? Uniunea Europeană e așa, ca o mare familie, în care nu mai suntem țări diferite, vorbitori de limbi diferite, ne înțelegem toți și suntem o comunitate care muncește ca să ne fie bine tuturor.